Poporul Domnului, suntem bucuroși de onoarea pe care ne-o dă Dumnezeu, Creatorul nostru, să fim împreună, să ne închinăm, să ne facem inima mai bună și să ne pregătim viața și casa pentru răsplătirea veșnică pe care ne-o va aduce Domnul Iisus Hristos. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, o să citesc din Scripturi un cuvânt al Domnului, apoi o să vă rog să vă reocupați locurile. În Iosua, în capitolul 24, există un angajament al unui bărbat al lui Dumnezeu, un angajament pentru el și casa lui, pe care în această dimineață îl vom citi. Iosua, capitolul 24. Iosua, capitolul 24, versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Este o ocazie plăcută pentru mine să fiu în mijlocul dumneavoastră, să vă pot revedea, să vă salut în numele Domnului Iisus, să vă aduc salutări din partea Bisericii Domnului de unde eu vin, din partea familiei mele și să mă închin zilele acestea cu dumneavoastră în mijlocul unei atmosfere de bucurie și a prezenței lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că v-a păzit și vă găsesc liniștiți și în pace. Mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. Mulțumesc pastorului dumneavoastră, familiei lui, pentru prietenia lor, pentru găzduire. Mă bucur să vă revăd pe cei pe care vă cunosc mai bine și pe cei pe care nu vă cunosc așa de bine, dar îmi sunteți frați și surori în Hristos. Dumnezeu ne-a purtat de grijă fiecăruia dintre noi, împlinindu-ne nevoile, binecuvântându-ne casele noastre. Așa se face că în această dimineață, mulțumitori, suntem înaintea Domnului, pregătiți pentru o nouă experiență cu Dumnezeu. Cuvântul Său, Duhul Său este în noi, cu noi, gata să ne învețe. Întotdeauna Dumnezeu i-a învățat pe oameni, însă nu toți oamenii au ascultat învățătura Domnului. Iar dintre cei care au ascultat-o, doar o parte au împlinit-o. În această dimineață, fiindcă sunteți muritori și trecători asemenea mie, vă îndemn să aveți băgare de seamă, să aveți o atitudine înțeleaptă și să vă disciplinați mintea și inima, pentru ca să vă gândiți la Domnul și la cuvântul Său. Noi suntem oameni imperfecți și procesul acesta de corectare, de desăvârșire, de sfințire, implică ca Dumnezeu să ne vorbească și noi să ascultăm. Dumnezeu întotdeauna a vorbit oamenilor, însă nu întotdeauna ei au ascultat. De aceea să învățăm din pilda celor care au trăit înainte de noi, și să ne arătăm niște viteji, niște oameni care știm ce să facem cu viața noastră, gestionând-o în perspectiva întâlnirii cu Domnul Iisus. În această dimineață, așa cum anticipa robul Domnului, pastorul dumneavoastră, o să vorbesc despre familii care au pierdut oportunitatea închinării. Dacă Dumnezeu ne va ține în viață și sănătoși, la slujba de seara o să vorbesc despre familii care au păstrat oportunitatea închinării. Pentru aceste
Două aspecte ale vieții de familie, cel din seara aceasta negativ, cel de diseară pozitiv. O să prezint mai multe familii din Biblie și felul în care ei au ieșuat în închinarea lor sau au eșelat. Fac lucrul acesta nu doar pentru informare. Și eu am o familie și dumneata ai o familie. Și în viața aceasta, complexitatea tuturor lucrurilor pe care le facem înaintea lui Dumnezeu ca oameni și ca familie conduc la eșec sau la excelență. Familii care au pierdut oportunitatea închinării. Dragii mei, închinarea noastră pune în evidență umblarea noastră cu Dumnezeu. Pune în evidență credincioșia noastră față de Dumnezeu și exprimă starea noastră de oameni mântuiți. Atunci când te închini lui Dumnezeu, înseamnă că îl cunoști și că îl iubești. Și toate resursele vieții le pui la dispoziția lui. Nu-i prea mult să-l slujești, să te dedici, să-ți cheltui o parte însemnată din banii și din timpul pe care îi ai și să faci tot ce depinde de tine ca interesele împărăției lui Dumnezeu să se împlinească, Dumnezeu să fie onorat, lăudat, iar poporul lui să fie udat de o rouă sfântă ca să crească. Oamenii care au pierdut închinarea și perspectiva închinării înaintea lui Dumnezeu s-au așezat prin această pierdere sub blestem. Peste ei și casele lor a venit mânia lui Dumnezeu și consecințele propriilor lor păcate. Nimic nu-l poate conduce pe om să piardă oportunitatea închinării decât păcatul. Păcatul cu toate formele lui de manifestare, atât cu cauzele lui, cât și cu efectele lui. Cauzele care provoacă păcatul și efectele care sunt o consecință a păcatului. Blestemul nu este un accident, nu este neșansă sau noroc, nu este întâmplare, ci este consecința unui mod greșit de viață. Nu atât a unui accident din care omul învață, se ridică și apoi se ferește de el, cât a unui stil de viață în care omul trăiește cu nebăgare de seamă în fiecare zi, fără să simtă solia chemării și restaurării. În exemplele acestea pe care o să vi le prezint, unul dintre ei sau ambii soți, uneori soțul, alteori soția, au păcătuit față de Domnul și în felul acesta mânia lui Dumnezeu a venit peste ei. Prima familie pe care vreau să vă prezint din șirul celor probabil 3, 4, 5, 6, 7 este familia lui Adam și Eva. Fiecare familie pe care o să le prezint o să spun care a fost păcatul lor mare care a determinat căderea lor și pierderea oportunității închinării. Atunci când vorbim despre familia lui Adam și Eva, vorbim despre neascultarea lor și despre exagerarea experienței lor. Uitați-vă în Genesa capitolul 3 și veți constata că Eva, în calitate de soție, a trebuit să se raporteze la soțul ei și la Dumnezeul ei. Și în general, ea a fost o femeie ascultătoare. Dar a venit un moment de criză, când i s-a părut că trebuie să facă un anumit lucru, pentru că în spate exista o așteptare împlinind lucrul acela. Cineva i-a spus că va deveni ca Dumnezeu în cunoștință dacă va face așa și așa. Soțul ei îi spusese din partea lui Dumnezeu că poate să devină ca Dumnezeu în sfințenie, însă asemănarea cu Dumnezeu în sfințenie nu i s-a părut tentantă, dar asemănarea cu Dumnezeu în cunoștință i s-a părut o mare provocare. Și atunci, pentru ca să ajungă aici, trebuia să întoarcă spatele soțului ei și lui Dumnezeu. Și a plătit prețul. Și noi astăzi suntem puși în aceeași situație. Dumnezeu ne cheamă spunându-ne, eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți. Însă asemănarea cu Dumnezeu în sfințenie este un proces zilnic care devine greu, obositor,
să suporți mereu același soț, aceeași soție, aceiași copii, aceiași părinți, să te îmbraci mereu într-un fel decent în timp ce colegele și colegii trec drept emancipați și au privilegii datorită unei vestimentații sumare, a unui comportament mai libertin. Viața de sfințenie uneori te pune pe locul 2 în lume. Viața de sfințenie cere un preț, cere modestie, cere răbdare, cere să înțelegi de ce te abții de la anumite lucruri care ar fi plăcere și bucurie. Trebuie să ai un scop, trebuie să ai o explicație, trebuie să ai o justificare, trebuie să-ți explici de ce îți asumi abstinența. Eva a fost o femeie bună, numai că a fost un moment în care asemănarea cu Dumnezeu în cunoștință i s-a părut că e momentul vieții ei și nu l-a ascultat pe Dumnezeu, exagerând experiența. La ce experiență mă refer? Atunci când Adam a fost îndemnat de ea să repete experiența neascultării, mâncând din fructul oprit, probabil că el nu a vrut. Biblia nu explică ce s-a întâmplat acolo, dar îmi place să cred că Adam, care a vorbit cu Dumnezeu, care a avut părtășie cu Dumnezeu, nu a luat pur și simplu fructul să mănânce din el ca și cum știa că face un lucru bun. El știa că este o încălcare a poruncii Creatorului. Mă gândesc că motivele pentru care a mâncat au fost multe, însă unul dintre ele este că din iubire a vrut să împărtășească soarta soției lui. Mă gândesc că Eva i-o fi spus, Dumnezeu a spus că dacă mâncăm din fruct, murim. Uite că eu am mâncat și n-am murit. Este cea mai bună dovadă că nu este adevărat. Mai devreme eu m-am întâlnit cu cineva și mi-a deschis mintea. Cine este acel cineva? Nu are nicio importanță. A fost cineva care mi-a spus că dacă o să mâncăm din fruct, nu numai că nu murim, dar o să devenim ca Dumnezeu în cunoștință, posibilitățile noastre vor deveni foarte mari. O să avem perspective deosebite, o să avem acces la lucruri care au fost ascunse pentru noi până acum. Uite, eu am mâncat și nu s-a întâmplat nimic. Uite dovada! Dumnezeu spune în carte că dacă vom păcătui, vom muri. Și oamenii păcătuiesc toată viața lor în jurul nostru. Vecinii noștri, unii dintre colegii noștri păcătuiesc și uneori le merge mai bine. Conduc mașini mai bune decât ale noastre. Trăiesc în case mai frumoase decât ale noastre. Copiii lor poate că sunt îmbrăcați mai bine, au meserii mai bune și nu se tem de Domnul. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Astăzi dorm și diseară se duc la discotecă, în timp ce noi petrecem dimineața și seara în adunare și ne închinăm lui Dumnezeu, încercând să-i punem viața la picioare. Experiența noastră, dacă o comparăm cu experiența oamenilor din lume, nu întotdeauna ne ajută și ne încurajează. Oamenii din lume fură, mint și se comportă împotriva lui Dumnezeu și uneori le merge bine. Și ne întrebăm, Doamne, eu mă tem de Tine, casa mea se teme de Tine și uite că tot lor le merge mai bine. Nu întotdeauna este bine să ne uităm la experiență ca la o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu. Eva și-a exagerat experiența, a folosit experiența ca să-l convingă pe Adam, spunându-i, de ce spui că ciupercile sunt otrăvitoare? Uite, eu mănânc de o viață ciuperci și nu am murit. De ce crezi tu că mor din cauza ciupercilor? De ce spui tu că dacă mănânci din fructul pomului din mijlocul grădinii mori, când eu am mâncat și nu mi s-a întâmplat nimic? Te uiți la colegul tău și îl vezi furând. Și spui, dacă lui nu i s-a întâmplat nimic, nu mi se va întâmpla nici mie. Ești invitat să repeți experiențele negative, că dacă ele nu s-au încheiat rău pentru cel care le-au făcut ieri, nu se va încheia rău nici pentru mine care le practic astăzi. Lecția pe care o învățăm de aici este următoarea. Ne uităm la oamenii care păcătuiesc, care nu excelează în slujire, în prezența la adunare, ne uităm la ei că le merge bine și ne întrebăm de ce ne așteptăm noi să ne meargă bine din credincioșie când altora le merge rău, le merge bine din necredincioșie. Eva a folosit experiența ei negativă ca să-l îndemne pe Adam să o repete, pentru că oricum nu s-a întâmplat nimic rău. Nu întotdeauna ni se întâmplă ceva rău
într-un minut, într-o oră sau într-o zi, pentru că facem alegeri greșite. Dar întotdeauna plătim pentru ceea ce facem. Putem să plătim peste o zi, peste un an sau putem să plătim veșnic. Dar un lucru este clar, orice consum când intri în restaurant, la ieșire vei plăti. Indiferent că mănânci un biscuite sau mănânci o friptură. Tot ce omul face în viața aceasta va plăti într-o zi. Neascultarea se plătește, chiar dacă pe moment pare că este o soluție pentru fericire. Tot ceea ce astăzi fac familiile tinere și în vârstă, tendința înspre perversiuni, tendința înspre libertinaj, tendința înspre flirt, înspre un mod de viață ușuratic, toate aceste lucruri care se practică în unele biserici devin o provocare și pentru biserica noastră. Și spunem noi, de ce trebuie să se acopere femeile la noi în biserică? Pentru că în biserica aceea sau aceea femeile nu se acoperă și închinarea merge bine. Și cuvântul merge bine. Și biserica merge bine. Uite, ele se simt mai libere, sunt mai emancipate, sunt mai compatibile cu moda vestimentară a secolului 21. Și dintr-o dată exemplul lor devine o provocare pentru noi. Și zicem noi așa, dacă e har acolo și fără batic, atunci la noi de ce trebuie să fie har cu batic? Dacă se poate și fără, atunci noi de ce trebuie să ne mai chinuim purtându-l? Ce se întâmplă? Experiența noastră bate cuvântul lui Dumnezeu. Lui Adam și Evei Dumnezeu le-a spus să nu mâncați. Ei au mâncat, au văzut că nu mor și au zis Dumnezeu nu are dreptate. Ei au comparat experiența lor cu cuvântul care a ieșit din gura Domnului. De multe ori experiența noastră pare interesantă și superioară Evangheliei. Frații mei, astăzi de dimineață este bine să ne aducem aminte de următorul lucru. Nu trebuie să punem experiența noastră în competiție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune nu mânca din fructul oprit, e bine să nu mănânci pentru că a spus Dumnezeu. Nu este bine să te uiți la altul care a mâncat și dacă în următoarele 5 minute nu a murit, să te bazezi pe experiența lui că nu a murit, și să neglijezi cuvântul lui Dumnezeu care te învață ce trebuie să faci. Noi nu trebuie să ne uităm în lume sau la oameni și din experiența lor să învățăm. Noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu care ne vorbește, care ne învață, care ne sfătuiește. Experiența acestei familii este una negativă, este o experiență de neascultare care este bazată pe experiență personală, pe o experiență pe care ei au exagerat-o. A doua familie pe care aș vrea să vă prezint este familia lui Lot. Nu știm numele soției lui, însă Biblia ne vorbește despre ei ca despre o familie care a amestecat spiritualitatea cu lumea. Amestecul cu lumea este marea problemă a acestei familii. O familie bună, o familie de oameni care s-au închinat lui Dumnezeu alături de familia lui Avram, cu care ei au fost prieteni, nu doar prieteni, ci și rudă. Observați că în Genesa 19, Scriptura ne vorbește despre ei și despre marea lor alunecare în lume. Această alunecare este provocată de despărțirea de Avram. Atâta timp cât Lot a stat lângă Avram, viața lui spirituală și a familiei lui a fost mai bună, datorită influenței prin Avram. Este important să-ți faci prieteni duhovnicești, pentru că ei te vor atrage înspre Biblie, rugăciune, post, biserică și evlavie. Prietenii firești pe care ți-i faci între timp vor deveni o ușă deschisă înspre păcat și diavolul te va ademeni prin comportamentul lor și fără să-ți dai seama vei începe să asimilezi obiceiurile lor, prioritățile lor, convingerile lor. Și dimineața nu vei mai veni la biserică, că este bine să te odihnești, că săptămâna este grea. Și poate că nici seara, pentru că trebuie să te pregătești pentru săptămâna viitoare, vei începe să te îmbraci mai emancipat. Vei începe să ai priorități pe care nu le-ai avut și obiceiuri la nivel de familie pe care le-ai contestat cu un an sau doi în urmă.
Și toate lucrurile acestea, toată schimbarea aceasta va surveni în urma unor schimbări de prietenie. Fă-ți niște prieteni de la care poți învăța, care te pot atenționa sau avertiza cu privire la riscurile vieții spirituale. Fă-ți niște prieteni care te pot ajuta în rugăciune, care te pot sfătui, care își permit să-ți atragă atenția din prietenie atunci când părându-li se că ai greșit, îți vor spune adevărul ca niște prieteni. Lot s-a despărțit de Avram după o perioadă lungă de viață. În perioada aceea lungă de viață s-a pricopsit, a stat lângă Dumnezeu, a avut protecție și când s-a despărțit de Avram, a început să vină nenorocirile. S-a așezat în vadul comercial al Sodomei și Gomorei, vrând să facă business, să facă bani, să-i meargă bine. Și a căsătorit fetele cu sodomiți și dintr-o dată, Avram, care s-a despărțit de el și a continuat să se ocupe de lucrurile lui Dumnezeu, s-a mutat la munte, unde, fiind separat, nu izolat de lume, el trăia cu Dumnezeu, făcând altare, închinându-se și preocupându-se de misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, în timp ce Lot era în vale. Uitați ce ne spune Scriptura. El alege câmpia, așezându-se în corturi, departe de Sodoma, deocamdată, Geneza 13 cu 12. Lot n-a putut să treacă de la neprihănire la păcat dintr-o dată, pentru că l-a mustrat conștiința. Însă s-a așezat departe de Sodoma, la o oarecare distanță. Și conștiința lui a fost mulțumită că nu este în Sodoma. Nu sunt în Sodoma. E adevărat că sunt lângă, dar nu sunt în Sodoma. Și performanța că nu s-a așezat în Sodoma l-a mulțumit deocamdată. Era justificarea lui, însă a trecut o vreme și a făcut următorul pas, s-a așezat în Sodoma. Și când împarți o călătorie în trei, pare mai ușoară decât atunci când o faci dintr-o dată. Dacă mergi până la Roma și nu te oprești deloc, s-ar putea să ți se pară lungă călătoria, pentru că reziști să nu cobori la baie, să nu bei apă, să nu te odihnești, să te relaxezi puțin. Dar dacă te oprești de vreo 5-6 ori, câte 10-15 minute, mai bei o cafea, te mai relaxezi, te mai plimbi puțin, călătoria nu ți se pare grea, pentru că e ușoară, e relaxantă. Ei, așa i s-a părut lui Lot călătoria spre Sodoma. A împărțit-o în bucăți, s-a oprit de multe ori și nu i s-a mai părut grea. Conștiința nu l-a mustrat odată puternic, ci de multe ori câte puținel și el a suferit la puținelul acela. Și uitați ce spune Scriptura, peste o perioadă de timp se mută în Sodoma și Scriptura ni-l prezintă stând cu bătrânii cetății la poartă. Geneza capitolul 19, versetul 1. La poartă stătea Consiliul de Conducere de Administrație al cetății. Acolo bătrânii, poliția, armata, stătea la poartă să vadă cine iese, cine intră, pentru ca să miroasă pulsul vieții de afaceri, de siguranță. Și pe Lot îl găsim acolo între oamenii de vază. Cum a ajuns Lot din compania lui Avram în compania liderilor sodomiților? Cum ajungi tu, care cânti în adunare sau faci o slujbă, dintr-o dată ajungi șef de club sau șef de bar? Cum se explică diferența aceasta de prioritate, de obicei, de mod de viață? Familia lui Lot este un exemplu de familie care își schimbă prioritățile. Umblă în prima parte a vieții într-un anturaj sfânt. Se îndeletnicește cu închinarea. Își găsește plăcere în casa lui Dumnezeu. Specifică vremii de atunci. Un altar. Nu era nici măcar cortul, nu era nici măcar templu, nu era nici măcar sinagoga, nu era biserica. Era doar stilul acela de casă de început a lui Dumnezeu. Un altar. Și Lot a fost implicat în închinare, însă a venit o vreme când, datorită tentației materialismului, Lot renunță la viața evlavioasă. Puțin câte puțin se implică în lucruri care îl îndepărtează de biserică, îl îndepărtează de omul lui Dumnezeu, Avraam, care era pentru el un suport, un model care îl influența pe el și casa lui. Își căsătorește copiii cu sodomiți. Se identifică cu stilul de viață din Gomora. Face business cu cei mai păcătoși oameni de acolo. Și când vine necazul, pe el îl prinde acolo și moare. De fapt, când spun că moare,
Mă refer la un chin sufletesc teribil prin care a trecut el ca persoană și la faptul că și-a pierdut familia. Dragii mei, la ce ne folosește să trăim în păcat și să rămânem văduvi? La ce ne folosește să trăim în păcat și să ne pierdem fiicele și ginerii? Să nu mai avem parte de bucuria de a sta cu familia până la bătrânețe, să ne vedem nepoții, să ne vedem copiii mari la casa lor? Pentru faptul că părăsim altarele lui Dumnezeu, părăsim pe oamenii lui Dumnezeu, ne permitem anturaje care ne promite bani și succes în viața profesională, intelectuală sau socială și Dumnezeu devine dușmanul nostru, străinul nostru, ne complacem într-un anturaj care ne promite plăcere, emoție, aventură, experiențe excitante. Cui folosește un astfel de mod de viață când amintirile cu Dumnezeu și cu Sfinții te chinuie? Când conștiința spune că ești pe un drum greșit? Familia lui Lot este o familie care a pierdut oportunitatea închinării pe care a avut-o. Nu poți să pierzi ce nu ai. Un om care a umblat cu Dumnezeu, un om care a făcut altare cu Avram, un om care a trăit ca Avram înaintea lui Dumnezeu, dar și-a distrus familia, atras de materialism și de perspectiva acestuia. El este o pildă pentru noi și chiar dacă are un aspect negativ, pilda și efectul ei este pozitiv, pentru ca să nu-l repetăm. Uitându-ne la o altă familie din Scriptură, din Iosua, capitolul 7, îl găsim acolo pe Acan. Scriptura ne prezintă lăcomia lui. Lăcomia este un păcat nenorocit, pentru că nu pare așa de grav, dar pentru că îți distruge sufletul. Observați ce se întâmplă cu acest om. Este unul dintre vitejii lui Israel. Este unul dintre soldații armatei sfinte. Și Dumnezeu transmite către popor, către lideri și aceștia către popor regulile care împlineau planul lui Dumnezeu pentru cucerirea țării unde curge lapte și miere. Și urmau două orașe pe care urmau să le cucerească. Era Ierihonul și apoi Ai, A-I. Și Scriptura ne spune că porunca pentru soldați a fost următoarea. Din Ierihon, primul oraș, după ce îl vom cuceri, să nu luați pradă de război. Adică veți găsi bani, veți găsi bijuterii, veți găsi valori, aur, să nu vă aplecați în casele prin care veți trece, să nu luați pradă de război. Dacă veți găsi o bucată de aur, să nu o luați. Dacă veți găsi juvaiere, să nu le luați. Nimic să nu luați. Din cetatea Ierihon nu aveți dreptul să luați nimic, pentru că e dată spre nimicire. Dar următoarea cetate pe care o veți cuceri, Ai, de acolo puteți să luați fiecare ce veți găsi în drumul luptei voastre. Scriptura ne spune că ispita vine în fiecare zi. Nu vei fi sfânt pentru că nu ești ispitit. Uneori, noi râdem de cineva care a căzut într-un păcat cu care noi nu ne-am luptat niciodată. Că dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat să ne luptăm, am fi căzut și noi. Și zicem așa, a căzut. În timp ce pe tine Dumnezeu te poartă într-o cutiuță ca să te țină credincios. Și ești disprețuitor pentru viteazul pe care Dumnezeu l-a expus și a alunecat. Părându-ți-se că ești mai sfânt ca el, dar ești mai sfânt decât el pentru că Dumnezeu încă nu te-a pus în luptă, ci pentru că te-a ținut în cutiuță. Dar dacă te va pune în luptă, vei cădea mai repede decât cel de care râzi astăzi. Disprețul pe care îl ai pentru cineva care a alunecat nu demonstrează că ești pocăit și nici că ai minte și înțelepciune, ci demonstrează că ești ușor, demonstrează că ești ironic și că nu ești frate, ci ești verișor. Acan a fost un soldat care a alunecat luând ce nu trebuia într-un timp în care nu trebuia și dintr-un loc din care nu trebuia. Lăcomia l-a determinat să treacă peste. Astăzi este o vreme când granițele țărilor s-au deschis și fiecare dintre noi care am trăit într-o țară săracă,
încuiată cum a fost România, am profitat de privilegiul emigrației și am mers să ne facem și noi un trai mai bun. Să ne cumpărăm o mașină, să ne facem o casă, să avem acces la o altă lume mai bună. Însă venind aici, dintr-o dată a apărut concurența și m-am uitat la el, la casa lui, la mașina lui, la vestimentația lui, la școlile unde merg copiii lui și am vrut și eu să am acces la lucrurile astea. Însă niciodată în viață nu există egalitate, în nicio privință. Eu sunt mai mărunt și nu mă pot face mai înalt. Eu am coeficientul de inteligență cât îl am și nu mă pot face mai inteligent. Eu am mașina care o am și deocamdată nu o pot schimba. Eu am copiii pe care i-am și nu-i pot face nici mai inteligenți, nici mai cuminți, așa sunt. Nu există egalitate în viața aceasta. Comunismul ne-a băgat în cap o idee greșită, că există egalitate. Fraților, nu suntem egali din niciun punct de vedere, decât din punct de vedere al dreptului să ne bată inima în piept până se oprește. Dar dincolo de asta, fiecare are harul lui. Mereu va fi cineva mai frumos decât dumneata, mereu va fi cineva mai deștept decât dumneata, mereu va fi cineva mai bogat decât dumneata, mereu va cânta cineva mai frumos decât dumneata, mereu va predica cineva mai bine decât dumneata, mereu va exista o mașină mai frumoasă decât a dumitale, mereu vor exista copii mai cuminți decât ai dumitale, fiecare cu harul lui. Unuia i s-a dat harul să sufere, altul să se bucure. Unuia i s-a dat harul să fie sărac, altuia să fie bogat. De când e lumea până când se va încheia, vor fi sărași și bogați. În orice generație au fost sărași și bogați. Nici Ceaușescu, nici Berlusconi, nici Obama nu vor distruge sărăcia. Că nici Hristos n-a distrus-o. Sărăcia e normală. E un har. Sună ciudat, dar e adevărat. Boala e un har. Suferința e un har. Dacă ceva este scump în trecutul meu, este suferința prin care am trecut. Este încercarea care m-a coborât din pomul împopoțonării, al mândriei, al unei păreri exagerate despre sine, al, și pot înșira anumite cuvinte, care pun în evidență un exemplu imaginar cu care ne putem compara fiecare dintre noi. Suferința este amară, dar rodul ei este dulce și binefăcător. Suferința te umanizează, te smerește. Scoate parfumul din tine, te face dulce, te face uman, te face plăcut, te face modest, te face iubitor, răbdător, iertător. Absența suferinței te conduce într-o lume ireală unde ți se pare că ești supraom, că ești vedetă. Nu trebuie să-ți dorești suferința, că în planul lui Dumnezeu ea este bine programată și cântărită. Dar ceea ce vreau să spun este că lăcomia este o grămadă de nenorocire de care dacă nu te ferești, te va înghiți într-o zi. Acan era la datorie și acolo la datorie a călcat pe bec. Scriptura ne spune că el a dat o declarație și în declarație a spus așa: am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Porunca este clară: tu și casa ta vei muri. A pierdut oportunitatea să-și repare greșeala. A pierdut oportunitatea să-și vadă copiii mari și nepoții după ei. I-a murit și nevasta, nu numai el. I-a murit și copiii, nu numai ei. Toată casa lui a fost înmormântată. Câte sicrie? Pentru ce? Lăcomia te omoară. Comparația cu alții te omoară. Comparația este cea mai mare nenorocire care poate cădea peste sufletul unui muritor. Ascultă-mă, nu te compara cu nimeni. Să nu vrei să fii altfel decât cum ești. Când Dumnezeu te-a creat, te-a creat așa cum are nevoie de dumneata. De ce vrei să devii patent dacă ești șurubelniță? Un meseriaș are nevoie și de una și de alta. Ce-ar face cineva cu doi patenți și fără nicio șurubelniță? Cei care sunt electricieni sau mecanici pot înțelege mai bine exemplul ăsta. Ce ai face cu două oale fără o tigaie și o oală? Doar nu o să prăjești în oală carnea și altceva.
Dumnezeu m-a făcut pe mine ceea ce vrea să fiu, în lucrurile în care nu le pot schimba. De aceea, Acan este exemplu de om care, împins de lăcomie, prin comparație vrea să se pricopsească. Probabil că unul dintre tovarășii lui de arme era mai bogat, nevasta lui se îmbrăca mai bine, copiii lor erau mai emancipați. Mă gândesc că el o fi fost un om mai modest și a zis, acum am dat pălitura. Lăcomia este o mare nenorocire, iar comparația este drumul înspre acolo. Nu te compara cu nimeni, nu te compara nici în frumusețe, nici în bogăție, nici în vestimentație, nici în mașină sau case, în nimic din lumea vizibilă. Dacă găsești pe cineva mai sfânt, compară-te cu el. Dacă găsești pe cineva care se roagă mai mult, citește Biblia, e mai evlavios, întrece-te cu el. În lucrurile spirituale care excelează, întrece-te cu cineva pe care îl vezi înaintea ta. Dar dacă e vorba de lucrurile materiale, ascultă-mă, în lumea asta trebuie să fie și săraci. Și dacă ești unul dintre ei, poți să mă crezi că poți fi bucuros într-o viață modestă? Știi cine îți dă bucuria? Nu bogăția, ci acceptarea situației în care te afli. Dacă poți să accepti situația în care te afli, te vei trezi bucuros din calea afară. Că dacă nu te saturi cu pricopseala, niciodată nu va fi destul. Cât de destul e destul? Niciodată nu-i destul. Dacă ai o minte nesătulă, nu se va sătura nici cu un portbagaj de bani, nici cu două portbagaje, nici cu trei portbagaje. Dar dacă înveți să te mulțumești cu cât ai, dintr-o dată te vei trezi bucuros și vei spune, Doamne, îți mulțumesc pentru cât am. Acan este exemplu omului care se așează sub blestem prin comparație și lăcomie. Apoi, o altă familie de la care putem învăța este familia lui Eli. El era un slujitor al Domnului, așa cum fiecare dintre noi suntem într-un oarecare fel, și Scriptura vorbește despre el în 1 Samuel, capitolul 2. Lucru care iese în evidență ca un aspect negativ, ce conduce la pierderea oportunității închinării, este lipsa disciplinei. Omul ăsta, deși preot, nu are capacitatea să-și disciplineze copiii. Dragii mei, disciplinarea copiilor este o chestiune complicată și este și puțin subiectivă, pentru că fiecare dintre noi folosim metode diferite, dar fiecare pretinde că folosește cea mai bună metodă. Nu așa de mult metodele contează cât rezultatul acestei metode. Că dacă copiii sunt răi, cum mă pot lăuda eu că metoda pe care o folosesc este bună? Eli a avut părerea despre el că folosește metode bune, dar copiii lui aduceau blamă în Israel, necinstind jertfele și închinarea de la templu. Omul acesta nu a avut puterea să ia atitudine pentru disciplinarea copiilor lui. Și eu vin dintr-o biserică pe care o slujesc și am experiența pe care dumneavoastră o aveți aici, chiar dacă trăim pe continente diferite și chiar dacă estetica sanctuarului în care ne închinăm este mai mult sau mai puțin diferită. Sunt oameni în adunare care nu permit ca învățătorul de la școala duminicală, ușierul sau pastorul să spună ceva copilului lor. Copilul lor este deasupra regulilor din adunare. Copilul lui trebuie să cânte întotdeauna, trebuie să recite întotdeauna, trebuie să stea pe prima bancă întotdeauna, trebuie să fie tot timpul în față întotdeauna, iar dacă a făcut ceva și merită să îi se atragă atenția, copilul lui e deasupra regulilor. Învățătorului nu îi se permite să îi spună nimic. Pastorul nu are voie să atragă atenția. Ușierul nu poate să îi spună, te rog frumos, nu poți să stai aici, trebuie să stai acolo. Și toate persoanele acestea care reprezintă autoritatea în biserică vor intra în conflict cu tati și cu mami, care sunt niște zmei pentru copiii lor. Eli a fost un astfel de părinte. A slujit pe Domnul, a adus la casa lui Dumnezeu slujirea lui, însă copiii lui au fost niște copii care și-au pierdut sufletul. Dragii mei, niciunul dintre noi nu este un părinte perfect, mai ales
că suntem prima oară când facem treaba asta. Când ajungi bunic cu a doua tură de copii, evident, nu mai ai responsabilitatea lor, dar te bucuri de ei. E diferit. Eu spun asta că am un nepot de un an și jumătate și e o experiență care nu se poate explica, după cum nu se poate explica experiența de tată sau a naște sau orice altă experiență pe care nu o ai. Experiența te învață mai bine decât cartea. Oricând faci pentru prima oară asta, ești tânăr, ești stresat, te lupți cu împlinirea viselor vieții, casă, mașină și nu prea ai timp de copii. Ei cresc și nu prea vezi că cresc. Ai impresia că mereu vor fi copii și vei putea să faci poze cu ei să te bucuri. Și dintr-o dată vin și spun mă botez și ești șocat. Tu te botezi, dar când au trecut 17 ani? Și al doilea șoc, eu vin să spun că se vor căsători și spui, tu ești de căsătorie? Eu nici acum nu pot să mă obișnuiesc cu fetele mele că sunt măritate. Pentru că mintea mea de tată, ele sunt copii. Doar niște copii. Văd cu ochii că s-au făcut mari, dar în sufletul meu, ele sunt fetițele acelea care le-am ținut în brațe. Așa este pentru orice tată și pentru orice mamă. Ba unii exagerează. Și tot timpul se poartă cu copiii lor, deși au copii la rândul lor, ca cu niște copii. Se bagă prea mult în familia lor, le influențează deciziile, încearcă să-și manifeste puterea executivă ca atunci când erau în casa lor, deși autoritatea ar trebui să devină doar consultativă, nu executivă. Că atunci când copilul e la casa tatălui și mamei lui, Biblia spune, ascultă-l pe tata. Când își face casa lui, spune, cinstește-l doar pe tata, nu-l mai asculta, că nu mai hotărăște tata la cât vii acasă și ce faci. Acum ți-ai făcut familia ta, ai libertatea să trăiești după normele tale, crezând că-s bune. Dragii mei, Eli este exemplul unui om care și-a nenorocit casa cu o atitudine permisivă, îngăduitoare. El a numit-o de iubire, dar a fost o atitudine slabă. Între slăbiciune și iubire este o distanță cât un fir de păr. Disciplina nu înseamnă iubire, lipsa disciplinei, iertați-mă, nu înseamnă iubire, slăbiciunea nu înseamnă iubire. Omul acesta se uita la copiii lui, toată lumea știa ce face, numai el nu știa. Și când i s-a spus, i-a chemat și le-a vorbit de parcă ar fi făcut cine știe ce ispravă, copiii, se poate ca voi să faceți așa și așa. Și a trebuit să intervină Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi avem copii. Și cei mai mulți dintre noi avem o părere bună despre copii. Spune-i unei mame că nu e copilul ei cu minte. Nu va fi de acord, pentru că acasă e cu minte. Știți când sunt copiii noștri răi? Când nu sunt cu noi. De aceea nouă ni se pare că sunt cu minți. Că atunci când sunt cu noi, sunt cu minți. Vino și spune mie că copilul meu nu știu ce, cum vorbește. Păi când e cu mine vorbește frumos. Cum îmi spui dumneata că a vorbit urât? Că eu nu te cred. Că experiența mea cu el este că vorbește frumos. Dar dumneavoastră aveți impresia că atunci când copiii dumneavoastră nu mai sunt cu dumneavoastră, nu vorbesc și altfel? Noi suntem adulți, nu suntem copii. Nu insinuez faptul ai noștri copii sunt răi, vorbesc urât. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun doar că copiii sunt copii. Și copiii de pastor, și copiii de prezbiter, și copiii de dirijor. Că atunci când un dirijor face copii, nu face copii de dirijor, face copii și atât. Și când un pastor face copii, nu face copii pastorali, face copii și atât. Și sunt copii ca toți copiii. Sigur, ei trebuie să fie un exemplu precum părinții lor, dar trăim într-o lume imperfectă și pretențiile noastre cu privire la exemplu câteodată sunt abuzive. Haideți să revenim. Lipsa disciplinei. Fiii lui Eli slujeau pe Domnul, dar pentru că erau răi, nu-L cunoșteau pe Domnul. V-ați întrebat vreodată dacă cei care slujesc pe Domnul îl și cunosc? Vă imaginați cât de penibil e să slujești pe cineva pe care nu-l cunoști? Primul lucru care trebuie să-l faci nu este să-l slujești pe Domnul, ci este să-l cunoști pe Domnul. Scriptura ne spune despre Samuel în capitolul 1, versetul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului, versetul 7, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Încă. Sunt oameni care slujesc și nu cunosc încă pe Domnul. Frații mei, slujirea este expresia iubirii. Cum poți să iubești pe cineva pe care nu-l cunoști? Este un cântec american. Hei, cum te cheamă? Te iubesc.
Ce exprimare prostească? Cum poți să iubești pe cineva pe care nu știi cum îl cheamă? Ce iubire este asta? Asta e o iubire de gen de altfel. Știți dumneavoastră ce vreau să spun? Ei, ca să-L slujești pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, când îl cunoști pe Dumnezeu, îl iubești și iubirea aceasta devine motivația pentru care îl slujești. Este bine că noi ne îndemnăm copiii să slujească, dar gândiți-vă că acesta nu este cel mai important lucru. Slujirea nu mântuiește, dar cunoașterea de Dumnezeu, în primul rând, conduce la sfințenie și apoi conduce la mântuire. Când îl slujește pe Dumnezeu, o persoană care îl cunoaște, îl slujește cu lacrimi, îl slujește cu responsabilitate, îl slujește cu băgare de seamă și cu tragere de inimă. Dar atunci când faci ceva pentru cineva pe care nu-l cunoști, o faci, dacă îmi permiteți expresia, în dorul lelii, adică așa, că oricum nu simți nimic pentru omul ăla, n-ai pasiune, nu ești legat emoțional de el. Eli a fost un om permisiv și tolerant cu copiii lui și copiii lui și-au pierdut sufletul. Noi trăim în civilizații, în societăți, într-o generație unde legea ne impune să nu ne pedepsim copiii. Pentru că psihologia a nenorocit astăzi lumea și oamenii care conduc societatea în care noi trăim nu sunt oameni care cunosc Biblia ca să tragă învățături de la ea. Și ei spun să nu-l pedepsești pe copil pentru că îi deformezi personalitatea. Trebuie să-l lași să facă ce vrea. Sunt astăzi părinți care se uită la proprii copii, cum își ruinează viitorul și copilăria și nu le pot face prea mult pentru că sunt protejați de lege. În America, dacă sunt la 911, dacă un copil sună la 911 și vine poliția, este unul dintre cele mai grave lucruri cu care te poți confrunta. Dacă copilul sau dacă soția sună, e destul de grav. În ce fel își poate educa un tată copilul într-o astfel de societate? Tatălui dumitale sau bunicului dumitale din țară, când punea mâna pe coada la sapă, la greblă, la ce nimerea și îți dătea 20 sau 30 până nu mai puteai să suferi, nu era plăcut, dar te-a făcut om. Nu vreau să spun că cu coada la greblă facem pe cineva om. Vreau doar să spun că suferința prin pedeapsă este importantă în prima parte a vieții, că copilul n-are minte. Când se face mare și îi vine mintea, dacă nu l-ai bătut până atunci, nu-l mai bate că-i târziu. Dar în prima parte a vieții, nuiala care provoacă usturime, aia e importantă. Că dacă nu-i provoci usturime cu nuiaua când e mic, oricum Dumnezeu îi provoacă usturime cu nuiaua lui, că într-un fel trebuie să-l usturești și pe el. Că usturimea face treabă. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în contextul cinei Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11? Dacă v-ați judeca singur, versetul 31, n-ați fi judecați. Dar când sunteți judecați, sunteți pedepsiți ca să nu fiți osândiți odată cu lumea. Iată, dar pedeapsa în trup te ferește de o osânda veșnică. Nu trebuie să devenim niște polițiști sobri, trebuie doar să fim niște părinți înțelepți. Eli a eșuat. Dragii mei, pierdem oportunitatea închinării când suntem așa. Avem niște zgâiți de copii răsfățați care nu știu nici de bine, nici de rău, nu știu de regulile lumii în care s-au trezit și noi nu am avut timp să învățăm. Nu există copil perfect, nici părinte perfect, nici păstor perfect, nici primar perfect, nici șofer perfect, nimic perfect în lumea asta decât deasupra de misterul norilor albaștri. Dar suntem chemați să facem cât putem lucrurile mai bine. Familiile lui Core, Datam și Abiram. Cuvântul Domnului, Numeri, capitolul 16. Păcatul este defăimarea, partidele, uzurparea. Defăimarea este manifestarea cea mai josnică a invidiei. O persoană care este invidioasă pe cineva, să știți că îl va defăima pe acel cineva. Invidia este o boală foarte urâtă. Invidia te face să nu-l poți suferi pe cel care este înaintea ta.
pe cel cu o casă mai mare, cu o mașină mai nouă, cu un copil mai cu minte, cu o soție mai frumoasă, cu o meserie mai bună, cu un salariu mai mare, cu o vechime mai mare în Italia. Pentru că concurezi și te compari cu oricine. Ți-ai pus în minte să fii primul, primul la mașini, primul la casă, primul la copii, primul la nevastă, primul la costum, primul la predică, primul... Dar cine te crezi? Cine te crezi? Nimeni nu-i primul. Fiecare suntem primul undeva. Dumnezeu a dat daruri diferite oamenilor. Unul e mai frumos, altul e mai sănătos, altul e mai înalt, altul e mai bogat, altul e mai inteligent. Dumnezeu când a împărțit așa la fiecare, după cum a crezut El. Să nu moară nimeni, dar să nici nu trăiască nimeni veșnic în dimensiunea asta de pe pământ. Însă comparația, mândria, aroganța, să nu spun prostia că nu-i frumos, îi conduce pe unii să creadă că ei sunt primi în toate. Și creează artificii, manipulează, uzurpă, defaimă. Priviți la ăștia trei. N-au putut să accepte că nu ei sunt liderii poporului. Vă aduceți aminte ce atitudine urâtă au avut din invidie? Din invidie. N-au putut să suporte pe cineva care a predicat mai bine decât ei? Pe cineva care a cântat mai bine decât ei? Pe cineva care a avut o familie mai bună sau o influență mai mare decât a lor? Merg în așa de multe locuri prin natura slujbei mele și ce văd mă umilește. Mă umilește că peste tot întâlnesc oameni care excelează cu mult mai bine decât mine în toate privințele. A fost o vreme în care am crezut că-s grozav într-o privință sau în alta, dar m-am vindecat. Pentru că nu e adevărat. Orice naș și are nașul. Și la propriu și la figurat. Trebuie să ne scoatem din cap ideea de excelență și de superioritate. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că sunt alții mai deștepți ca noi, că dacă lumea s-ar opri la nivelul nostru, ar fi grav. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că sunt alții mai înaintea noastră, în anumite privințe. Asta nu ne complexează deloc. Dacă m-au zis pe mine cum când vă bufnește râsul, dar nu-s complexat pe Marius că el și predică bine și cântă bine, Domnul să-l binecuvinteze. Cine mă pune pe mine să mă compar cu el? E harul pe care Dumnezeu i l-a dat lui. Ce treabă am eu cu Dumnezeu, cum împarte El darurile Lui? Dacă i-a dat Lui 2 lei și mie un leu, care mi-e problema? Eu mă uit la leul meu, nu la leii Lui. Mă bucur de leul meu. Nu-mi pare rău de leul care nu-l am, mă bucur de cel pe care-l am. Ce viață prostească să sufăr pentru leul care nu-l am, în loc să mă bucur cheltuim pe cel care-l am. Viața e scurtă, de ce să nu mă bucur de un leu pe care l-am și să-mi pară rău de unul care nu l-am? Întotdeauna va fi ceva ce nu voi avea. De ce să trăiesc eu chinuit, frustrat? Sunt familii care își educă copiii într-un spirit de superioritate. Îi conduc pe copii să creadă că ei sunt cei mai grozavi. Fac o paranteză să vă spun că între laudă și flatare este o diferență cât de la cer la pământ și pe cât e lauda de necesară, pe atât este flatarea de periculoasă. Opinia mea personală este că lauda este cel mai necesar lucru prezent în educația unui tată sau a unui mentor cu privire la copil sau cu privire la ucenic, student sau elev. Știți ce este lauda? Este răsplata unui lucru făcut bine. Laudă înseamnă să apreciezi pe cineva ori de câte ori face un lucru bun. Lauda este ca apa turnată la rădăcina unei flori. Este răsplată, care motivează, care confirmă efortul făcut. S-a meritat să fac asta pentru că tati mi-a spus, bravo mă, bravo. E, când mi-a zis asta, nu mai întrebe nimic. S-a meritat să învăț lecția de la istorie pentru bravo ăla, pentru că mi-a dat valoare, pentru că a confirmat alea 2 ore cât am stat și am învățat lecția. Flatarea însă nu are legătură cu ce faci, are legătură cu ce ești. De pildă, ce copil frumos am. Aia nu e laudă, e flatare, pentru că el n-a făcut nimic să fie frumos. Ia uite-l ce înalt și spătos e. Dar n-a făcut nimic să fie înalt și spătos. Așa s-a născut. De ce îl lauzi pentru ceva ce nu a mișcat un deget? Asta e flatare și asta distruge. Lauda însă ridică. Noi trebuie să ne lăudăm copiii. Este greșită ideea că nu-l lăuda că îi se urcă la cap.
Defăimarea este manifestarea invidiei, defăimarea se învecinează cu partida, cu dezbinarea, defăimarea este un păcat împotriva celor care sunt înaintea noastră, încercând să le luăm meritele pe care le au, încercând să-i tragem înapoi, încercând să demonstrăm că ei nu sunt așa de meritoși cum știe adunarea. Toată adunarea știe că cineva este slujitor și altcineva îl sapă, îl vorbește de rău, îi subminează autoritatea, îi ia meritele, aruncă cu noroi asupra lui, asupra casei lui, îl defăimează. Știți de ce? Ca să-l scadă în ochii adunării. Pentru că dacă îl scade, crede că va crește el. Eu nu mă fac mai înalt dacă fratele Mariu se face mai mărunt. Dacă pe el o să-l doară gâtul și nu o să poată cânta bine, nu se transferă asupra mea vocea lui. Nu o să cânt eu mai bine, că nu mai cântă el bine. Nu-i așa? Dacă dumneata îți pierzi banii pe care i-ai câștigat, nu o să se mute la mine banii ăia. Însă oamenii nu gândesc logic atunci când sunt bolnavi de defăimare. Și tot timpul ciocăne pe cineva. Ăla nu e așa de sfânt cum îl vezi tu. Lasă-l, Doamne, să creadă că e sfânt. Ce ai cu el? Te deranjează? Lasă-l să creadă că e bun. Lasă-l să creadă că e predicator bun, că e cântăresc bun, că e păstor bun, că e corist bun, că e dirijor bun. Ce te deranjează că crede asta despre el? Te roade așa de tare? Care ți-e problema? Să fie tot poporul plin de proroci, spunea Moise. Ești invidios pe ei? Inima asta rea că cineva e mai bun. Nu vine din Duhul, nu vine din caracter, nu vine din pocăință. Plăcerea asta să-l vezi pe om scăldat în sânge, într-o baltă de sânge, nu vine din Dumnezeu. Bucură-te de binele omului, nu de răul lui, că mâine îți vine rândul. Roata se învârte, valva e sus azi, mâine e jos. Valva e chestia aia, țevușca aia pe care se bagă aer în roată. Familiile acestea sunt exponentele defăimării și au pierdut oportunitatea închinării cu un astfel de stil de viață. Mă apropii de încheiere. Familia lui Nabal, materialismul, 1 Samuel capitolul 25. Un om bogat pentru el și sărac pentru Dumnezeu și pentru alții. Un om bogat pentru el și sărac pentru Dumnezeu și pentru alții. La ce mi-ar folosi mie să fiu bogat dacă Dumnezeu n-are niciun câștig din bogăția mea? La ce mi-ar folosi mie să fiu inteligent dacă Dumnezeu nu are niciun folos din inteligența mea? La ce mi-ar folosi mie să fiu grozav dacă Dumnezeu nu folosește nimic din grozăvia mea? Frații mei, bogat nu e cel care are bani, ci este cel care dă din banii lui. Predicator bun nu e cel care e predicator bun, ci e cel de care se folosește Dumnezeu. Că dacă aveți aici în adunare un predicator bun, dar el nu predică niciodată, ce folos aveți de un predicator pe care nu l-ați auzit niciodată predicând? Nabal, mulțumesc. Nabal a fost un om bogat, dar Dumnezeu nu s-a putut lipi de el. Nu s-a putut lipi de el. Moare împăratul de foame, mor vitejii de foame și el nu vrea să dea o oaie. Avea oi cu grămada, dar să nu cumva să dea o oaie. Să nu se hrănească împăratul din oaia lui, să nu se hrănească vitejii din oaia lui, un om bolnav la cap. Așa îl prezintă Scriptura, să nu-i spun nebun, cum i-a zis nevastă sa. Dragii mei, să știți că Nabal ăla a murit, dar istoria se repetă în fiecare generație. Oameni bolnavi de materialism. Oricât de mult ar avea, niciodată nu au. Nu sunt oameni în fiecare biserică care nu vin la adunare. Am trecut printr-o biserică care era în construcție și am fost martor la o discuție unde pastorul a invitat pe un frate, tinerel, să vină și el o zi pe săptămână la lucru. Și a spus, nu pot. Dar a zis, măcar în timpul liber. Și el a răspuns, în timpul liber mă ocup de familie. Păi întrebarea pe care eu am pus-o în mintea mea când l-am auzit a fost următoarea. Și frații care vin la biserică în timpul liber, când se ocupă de familie? În somn? Noaptea? N-avem toți familii. Ba da,
N-avem toți datorii. Ba da. N-avem toți serviciu. Ba da. N-avem toți copii. Ba da. Păi atunci cum se face că nu toți suntem prezenți la adunare? Dar scaunul ăla când stai pe el confortabil e bună, ia stai în picioare. Îți place sanctuarul acesta, nu? Ia stai afară. Dar cine l-a făcut? Ăia care își neglijează familia și vin și la adunare. Dragii mei, materialismul este o boală. Materialismul este o boală. Să conservi ce ai, timp, bani, inteligențe, resurse, daruri, talente, abilități și să nu faci parte la nimeni din ele. Este pur și simplu o boală. Familia aceasta a pierdut oportunitatea închinării. Credeți dumneavoastră că nu poate Dumnezeu fără mine? O, săracul de mine! Nu poate împăratul fără mine? Păi eu sunt ultimul soldat și cu mine și fără mine pe Dumnezeu tot Dumnezeu îl cheamă. Dar dumneata ce faci fără el? Dacă ți-a doar dreptul să respiri, ce mai faci? Dacă ți-a doar harul să vezi? Am fost martor la o experiență când cineva a căscat și n-a căscat bine și de aici, din furcile astea, de aici, de la falcă, i-a sărit furcile și a rămas cu gura, a rămas gura deschisă așa, foarte tare. Vai de mine ce complicat a fost. S-a dus la doctor, i-a băgat o șurubelniță de aia medicală aici și hârșt, i-a pus furca aia la loc. Păi numai încercarea asta să o ai, să-ți scape gura de pe fix de aici, de la balamale și să rămâi cu ea așa deschisă, să nu zic căscată, ce faci că nu mai poți să mănânci? Ți se usucă gura, plus că mor de rușine. Unde te duci așa? Că nimeni nu știe că ai furcile defecte. Și o să te întrebe, ce are domnul ăsta? Păi e complicat. O chestiune așa de simplă. Ușor se pierde oportunitatea închinării, într-o mie de feluri. Ultima familie pe care o prezint, familia lui Elimelec. Rut, capitolul 1. Alegeri greșite. Puține păcate se repetă mai des ca și ăsta. Pentru că noi în fiecare zi suntem puși în situația să facem alegeri. Mereu și mereu facem alegeri. Alegem ce pastă de bărbierii să ne cumpărăm. Alegem cu ce costum dintre cele 2, 3, 5 pe care le avem să ne îmbrăcăm la adunare. Alegem dacă să recităm sau nu. Alegem dacă să ne trezim sau nu. Alegem, în fiecare zi suntem confruntați cu mii și mii și mii de alegeri. Avem oportunitatea să le facem bine sau altfel? Exemplu unei familii care a făcut alegeri greșite. Observați că familia lui Elimelec pierde oportunitatea închinării datorită alegerilor greșite. Ei locuiau în Betleem. Betleem înseamnă orașul pâinii. Ehimelec înseamnă Dumnezeu este împăratul meu. Soția lui Naomi înseamnă plăcută, frumoasă, deosebită, fermecătoare. Mai târziu, numele ei se schimbă și devine amărăciune. Dar cine a provocat această tragedie? O alegere greșită. Copiii lor, doi copii, Chilion și Mahlon. Chilion înseamnă bucurie, Mahlon înseamnă desăvârșire. Orașul pâinii, Dumnezeu e împăratul meu, nevastă mea e fermecătoare, copiii mei sunt bucurie și desăvârșire. Poftim, nu e asta definiția binecuvântării? Ba da. Fac o alegere greșită și se duc în Moab. Se duc în Moab pentru că ei aleg Moabul ca o nouă locuință. N-au întrebat pe Domnul, n-au avut călăuzirea Domnului, ci pur și simplu au ales pe criterii materiale și ajungând acolo dintr-o dată, așa după cum dumneavoastră știți, unul câte unul se duc. Și rămâne femeia asta văduvă și amărâtă într-o țară străină, într-o cultură străină. Dragii mei, este ușor să facem alegeri greșite, împinși de instinctele noastre primare, împinși de pofte, împinși de dorința plăcerii, împinși de materialismul care ne îmbolnăvește, confundându-ne pretențiile cu nevoile
Știți care e nevoia? Un exemplu de nevoie este apa. Un exemplu de pretenție este sucul. Sucul e bun dacă l-ai, dar dacă nu l-ai, bea apă, care ți-e problema? Că dacă Dumnezeu credea că nu poți trăi fără suc, să știți că ieșea din pământ nici mai mult, nici mai puțin decât un izvor nesecat de suc. Credeți că i-ar fi greu lui Dumnezeu să iasă suc din pământ? I-ar fi la fel de ușor. Numai degetul ăsta l-ar mișca puțin. Și are și Coca-Cola din pământ și Fanta câtă vrei. Dumnezeu a făcut apă pentru nevoia noastră, pentru pretenția noastră, ne-a dat și înțelepciune să facem suc. Dar fără suc se poate, fără apă nu. Trebuie să avem modestia și înțelepciunea să facem diferența între nevoi și pretenții. Sunt vremuri în viață când avem acces la împlinirea pretențiilor, dar sunt vremi în viață când de-abia ne mai împlinim nevoile. Să băgăm de seamă între astea două și să vedem un pic cât e ceasul. Să nu ținem rang așa, că eu vreau. Păi multe vrem noi. Familia asta n-a făcut diferență între nevoi și pretenții. Ei au avut un standard de viață pe care n-au vrut să-l coboare în anumite momente ale vieții de criză și au făcut alegeri care i-au costat așa de mult încât familia lor a dispărut de pe scena istoriei. Mă refer la partea bărbaților. Vă chem în această zi, scumpii mei, să vă gândiți la următoarele lucruri. Și noi suntem astăzi pe scena istoriei cu familia noastră. Mă uit la copiii mei, s-au făcut mari, am pierdut șansa educației. Cum sunt? Așa sunt. Copiii noștri nu sunt mereu copii, ci doar o vreme scurtă. Ca și trenul, pleacă, a fluierat și mai fluieră odată și a oprit. Ce ai de făcut, fă repede că oprește. Ce ai de făcut în legătură cu copiii, fă repede că se fac mari, se duc la casa lor și gata. Te trezești după aceea să le spargi casa spunându-le că aia e bine și aia e rău, să pună frigiderul unde l-ai avut dumneata. Neascultarea și înlocuirea cuvântului cu experiența te conduce la pierderea oportunității închinării. Vii la biserică și cânți, dar nu te închini. Te rogi, dar nu te închini. Dai din bani la colectă, dar nu te închini. În timp ce toate astea trei sunt închinare, dar dumneata ai pierdut oportunitatea. Amestecul cu lumea ne conduce la o inimă rece, necercetată de Duhul Sfânt, neudată de o lacrimă a bucuriei părtășiei cu Dumnezeu. Și suntem înțepeniți pe scaun, avem o privire rece, sticloasă, nu ne mai satisface predica, corul, orchestra, copiii, rugăciunea, cântarea, nimic nu ne mai satisface. Am devenit imposibil de satisfăcut. O atitudine care se exprimă prin critică, prin bârfă, prin judecată, nimic nu mai este bun în adunare. Când nimic nu mai este bun în adunare, noi suntem lucrul la care nu e bun. Am pierdut oportunitatea închinării, omul ăsta nu se mai poate închina. Apoi, lăcomia, să știți că ne desparte de Dumnezeu, pentru că nu ne mai simțim iubiți și privilegiați. Pentru că nu avem cât am vrea să avem, dăm vina pe Dumnezeu că din cauza Lui nu ne merge bine, în timp ce la alții le merge bine. Nu poate Dumnezeu să facă ce vrea cu ce este al Lui, adică cu mine? Ba da! O familie lipsită de disciplină spune: las că destul m-a bătut tata pe mine, păi tata m-a bătut în locul meu, nu în locul lui Fimio. Fimio la rândul lui trebuie să-și primească porția. Ce dacă tata mi-a dat mie să mănânc? Hai să nu-i mai dau lui Fimio să mănânce, că destul l-am mâncat eu. Ce ar fi să... Nu credeți? Nu vi se pare logic? E la fel de logic. Eu am mâncat în dreptul meu, Fimio mănâncă în dreptul lui, nepotul meu va mânca în dreptul lui, fiecare cu porția lui de har. Pedeapsa nu e ideală, dar dacă e necesară, trebuie neapărat aplicată. Ea nu e ideală, dar dacă e necesară, trebuie neapărat oferită. Când copilul merită o laudă, nu-l priva, e dreptul lui. Când merită pedepsit, nu-l priva, e dreptul lui. Materialismul, alegeri greșite. Închei uitându-mă la dumneavoastră și spunându-vă: frații mei dragi, cât timp credeți că vom fi noi în viața aceasta? N-ați auzit și dumneavoastră de ultimii oameni bogați care au plecat din lumea asta în ultimile 2 luni?
Unii dintre dumneavoastră aveți iPhone sau iPad sau computer Mac. Ați auzit că omul ăla, mintea aia genială care le-a zămislit, a murit datorită cancerului la pancreas? Ăsta a avut bani cât are toată regiunea asta la un loc. Și a schimbat ficatul, însă doctorii nu i-au mai putut da nicio secundă de viață, dincolo de gestul lui Dumnezeu, stop. Când Dumnezeu l-a chemat, s-a dus acasă. Are și el copii, are și el nevastă, dar s-au separat pentru întotdeauna. Dragii mei, dacă unul dintre noi moare, compania la care lucrează omul care a murit, în două zile va găsi un alt om în locul lui. În biserică, în două luni, fratele Marius va trebui să găsească pe altcineva în locul lui, că nu rămâne locul gol. Dar soția mea și copiii mei nu vor mai găsi niciodată un tată. Poate că va găsi pe cineva să mai aibă milă de ei din când în când, dar un tată și un soț nu va mai găsi niciodată. Ai lângă dumneata un om pe care ți l-a dat Dumnezeu să treceți împreună prin viață călătorind înspre cer? Va da Dumnezeu fiecăruia un număr de copii potrivit cu posibilitatea de a-i crește și de a-i educa. Și astăzi suntem înaintea Domnului cu familia noastră. La ce folos să stai în Italia dacă ți-ai pierdut oportunitatea să te închini? La ce folos să fii îmbrăcat la patru ace dacă ți-ai pierdut oportunitatea să te închini? La ce folos să conduci o mașină occidentală, nu amărâtă de Dacia, dacă ți-ai pierdut oportunitatea să te închini? La ce folos să mergi pe autostradă decât pe hârtoapele alea din România cu tot felul de curbe, tractoare, căruțe și biciclete, dacă ți-ai pierdut oportunitatea să te închini? Lucrul cel mai scump este să simți că îl ții pe Dumnezeu de mână, să poți plânge la rugăciune, să te poți bucura cântând și să te simți în brațele unui Dumnezeu care la necaz și la bucurie te protejează și te binecuvintează. Să treci prin necaz știind că nu este decât un curs care ține o zi, o lună sau un an, pe care trebuie să-l iei, să-ți desăvârșești studiile spirituale. Să nu fii nemulțumit de faptul că Dumnezeu te ține într-o anumită condiție. Numai în condiția aceea poți rămâne credincios. Stai liniștit acolo, că cerul e mai important decât faima. În dimineața asta eu te chem, uite-te unde ai ajuns cu familia dumitale. Te rog, nu te uita cu niște ochi nedrepți, subiectivi și mândri. Uite-te cu atitudine smerită, cu ochii lui Dumnezeu. Recunoaște-ți slăbiciunile. Acceptă faptul că slăbiciunile pe care le-ai avut s-au transferat în comportamentul familiei, al copiilor în mod special. Acceptă că anumite lucruri pe care nu le-ai făcut la vremea potrivită nu se mai pot face niciodată și familia dumitale va rămâne cu aceste carențe, adică cu aceste lipsuri întotdeauna. Acceptă că ești imperfect. Acceptă că trăiești cu oameni imperfecți. Acceptă că ai o familie imperfectă, dar ești chemat să o desăvârșești prin disciplină, prin luptă, prin apropiere de Dumnezeu, prin înfrânare. Unde ești astăzi cu familia dumitale? Uită-te la Adam și Eva. Dacă nici ăștia n-au avut har, o constituție perfectă, nu îmbătrâneau, nu se îmbolnăveau și nu mureau. Se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Erau într-o grădină pe care ei o administrau. Nu mai existau, n-aveau vecini. Ei erau singurii locuitori ai planetei. Și a venit diavolul și a reușit să-i înșele. Nu vi se pare paradoxal, ciudat? Noi însă suntem sufocați de relații, sufocați de ispite, de tentații. Trăim într-o fire pământească, nu ca lui Adam, în absența firii pământești. Și totuși suntem chemați să fim sfinți. Și noi, și nevestele noastre, și copiii noștri. Ce șansă avem? Toate șansele pentru că Dumnezeu este cu noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi și pentru că Scriptura este în mâna noastră. Dumnezeu nu s-a cheltuit cu noi să ne aducă până aici ca să ne părăsească. El ne va duce până la capăt. Dar pentru asta trebuie să ne uităm la casele noastre și la ce am reușit să facem din ele. Ce ai reușit să faci din copiii dumitale?
Când au venit, n-aveau nimic în cap. Ce au astăzi este pus de dumneata. Au venit cu mintea goală, ca și cu o agendă care o cumpăr pentru 2012. Un cuvânt nu-i scris în ea. Paginile sunt goale. Și dumneata cu propria mână și cu creionul vei scrie tot felul de lucruri care vor însemna lucrurile din 2012. Vreau să te uiți astăzi la familia dumitale și să accepți că există și slăbiciuni de care îți este rușine, dar de care te pocăiești. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care ai reușit să le faci bine. Dragii mei, nu există pierdere de vreme mai mare decât să vii la adunare și să nu se întâmple nimic în sufletul tău. Să asculți tu Evanghelia ieșită din gura lui Dumnezeu și această Evanghelie să nu fie în stare să schimbe nimic în viața ta. Să asculți tu cântări pentru care se pregătesc oamenii ăștia ori în șir și să nu te bucuri nici măcar cât e negru sub unghie. Vă chem în această dimineață la un moment de rugăciune. În primul rând, la o parte a rugăciunii, când îi spunem lui Dumnezeu să mă ierți, Doamne, ca tată, ca soț, ca copil, să mă ierți, Doamne, de ce am făcut rău înaintea Ta. Să mă ierți. Să mă ierți atât de comiterile mele, cât și de omiterile mele. Că poți să păcătuiești făcând răul sau nefăcând binele. Sunt părinți care au păcătuit pentru că au făcut rău un lucru, dar sunt alții care au păcătuit pentru că n-au făcut bine un lucru. Comiterea și omiterea sunt la egalitate înaintea lui Dumnezeu. Iar a doua parte a rugăciunii să fie, Doamne, mă ridic astăzi înaintea Ta, din ruine, din gunoi, din eșec, din praf, știind că Tu ești Dumnezeul celei de-a doua șanse. Nimeni nu are ca Dumnezeu business-ul să ridice din păcat, din slăbiciune, din alunecare pe un păcătos. Niciodată nu-i prea târziu dacă te ridici ca tată, ca soț, ca mamă, ca soție. Niciodată nu-i prea târziu. Prea târziu este ieri, dar astăzi însă nu este prea târziu. Dacă îți pare rău, dacă vrei să te schimbi, dacă vrei să o iei de la început, dacă vrei să primești o a doua șansă, dacă vrei să începi ceva nou, Dumnezeu astăzi îți pregătește resursele, îți mai aduce încă o mașină de materiale, ai stricat prima lucrare, nu-i nicio problemă, îți mai aduc încă o dată materialele. Ia-o de la început, folosește experiența eșecului de ieri și fă o treabă bună, sunt cu tine, te întăresc, te îmbărbătez, sunt înaintea ta, înapoia ta, la stânga, la dreapta, dedesubt, deasupra, sunt Dumnezeul tău. Mă implic în viața ta, mă implic în casa ta, sunt alături de copiii tăi, nu te las, nu te părăsesc. Chiar dacă își va părăsi mama copilul, eu nu te părăsesc. Sunt Dumnezeul tău, ești copilul meu. Un înger va fi pe drum împreună cu tine, ca să nu te rătăcești. Aceasta este promisiunea celui prea înalt. Aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu casele noastre, cu cortul nostru și să ne aducem aminte de ce a spus Iosua. Să faceți ce vreți, cât despre mine, eu și casa mea, avem priorități clare, pocăință, post, rugăciune, scriptură, smerenie, modestie, afară cu materialismul, cu lăcomia, comparația, alegerile greșite. Eu nu învăț din experiențele personale care sunt așa și așa, ci din cuvântul Domnului care este infailibil, sfânt și adevărat. Vrei în dimineața aceasta să înțelegi, ești responsabil de familia pe care o ai. Ești responsabil de familia pe care o ai. Nimeni nu te poate înlocui ca tată, nimeni nu te poate înlocui ca soț, ca mamă, ca soție. Dacă ești un tată slab, cel mai bun tată nu te poate înlocui în familia dumitale. Trebuie să excelezi. Nu fi dezamăgit. Învață din eșecurile pe care le ai. Dumnezeu îți dă șansa, îți dă încă o șansă. Poți să-i spui polițistului când te prinde pe roșu, Domnule, mai dă-mi o șansă, te rog. Nu. Poți să-i spui legii care te prinde într-o zi cu fofârliga, Domnule, te rog, mai dă-mi o șansă. Nu. Cine-ți mai dă în lumea asta a doua șansă după ce ai eșuat? Nimeni, în afară de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dacă ai greșit ca soț, dacă ai fost rău, dur, încăpățânat, mândru, nesimțitor, dacă te-ai comportat ca un șef, ca un ofițer, ca un sergent din ăla sclipicios, în dimineața asta, omule, ascultă-mă, nevasta nu are nevoie de polițist, are nevoie de bărbat,
are nevoie de soț, are nevoie de un om care să o protejeze, să o iubească, să-i transmită prin gesturi mesajul următor: ești prințesa mea pe care mi-a dat-o Dumnezeu să-mi învioreze sufletul în călătoria spre cer. Ești nevasta mea de a cărei viață mă bucur în tinerețea mea. Dacă ești o soție, nu-ți cobori soțul în locuința morților cu cicăleala, cu o atitudine de indiferență, de lipsă de respect. Respectă-l că e bărbatul care ți l-a dat Dumnezeu. Încurajează-l. Stai în spatele lui și împinge-l în față. Acoperă-i defectele, nu-i le expune. Nu le expune în fața copiilor, în fața adunării, în fața rudelor. Ți le-ai ales cu proprii ochi și cu propria mână. Cineva spunea: înainte să te căsătorești, mănâncă mulți morcovi ca să vezi bine. Dar după ce te-ai căsătorit, mănâncă multă ceapă ca să-ți lăcrimeze ochii și să nu mai vezi bine. În dimineața asta vreau să spun, niciunul dintre noi nu are o soție perfectă sau un soț perfect. Niciunul dintre noi nu are un părinte perfect sau copii perfecți. Dar copiii mei așa cum sunt copiii mei. În satul în care eu m-am născut era o familie de oameni bâlbâiți și copiii lor au fost bâlbâiți. Pe ea o chema Iordana lui Gavrilă. Erau rușinea satului și râsul satului pentru că erau bâlbâiți. Într-o zi am avut ocazia să stau de vorbă cu ea. Și știți ce mi-a spus? Mi-a spus așa: sunt proști, dar-s proștii mei. Și eu muncesc pentru proștii mei. Și eu mă bucur de proștii mei. Proștii mei sunt proști pentru voi, dar pentru mine nu-s proști. Pentru mine sunt copiii mei. Și copiii mei, crede-mă că pentru mine sunt mai importanți decât copiii tăi care nu-s bâlbâiți. Am plecat de acolo învățând o lecție teribilă. M-am dus acasă și am știut că am cei mai buni copii, chiar dacă prin comparație cu alții nu sunt cei mai buni copii, dar pentru inima mea sunt cei mai buni copii, pentru că niciodată nu-i voi avea pe-ai dumneavoastră. De ce să-ți apreciez eu copiii dumitale în primul rând și ai mei să rămână neapreciați? Cine îmi va aprecia mie copiii, că dumneata îi vei aprecia pe-ai dumitale, în timp ce eu umblu pustiu, uitând că copiii mei nu pot fi apreciați decât mine? Cine îi va spune soției mele: te iubesc, dacă eu sunt prea ocupat? Numai eu îi pot spune: te iubesc. Cine o va îmbrățișa dacă eu sunt așa, o persoană tăcută și introvertită? O va îmbrățișa vecinul, voi deveni gelos, iar ea va trece drept o femeie ușoară. Te chem în această dimineață să răspunzi la următoarea întrebare: puțin mă interesează ce mentalitate ai, ascultă-mă, trebuie să fii un soț în casa dumitale. Să împlinești nevoile soției și ale copiilor, trebuie să fii o mamă, o soție. O persoană care știe să trăiască, că viața e scurtă, mâine îți pleacă copiii de acasă și vei avea o bătrânețe plină de frustrare că nu te-ai bucurat de ei. Stai astăzi înaintea Domnului și spune: Doamne, nu mă interesează dacă mai trăiesc doar 5 minute, de alea 5 minute vreau să mă bucur. Astea 5 minute vreau să repar lucrurile. Vreau să plece copiii mei din casa mea cu o amintire plăcută și să spun așa: nimeni n-a avut vreodată un tată ca mine sau o mamă ca mine. De obicei bărbații mor înainte de femei, că Biblia nu vorbește niciodată de văduvi. Cu ce suflet va rămâne soția în urma mea? Ce va spune despre mine? Nu va putea să spună altceva decât ceea ce eu am lucrat ca ea să spună. Nu trăiești veșnic, omule, pe pământul ăsta, ești muritor. Vreau să te invit acum să stăm împreună înaintea Domnului și să n-avem inima rece și împietrită. O putem avea, dar nu este spre folosul nostru. Omul când se întâlnește cu Dumnezeu, inima îi devine moale ca apa, se despietrește, devine foarte sensibil, se uită la el cu grijă, este critic cu el, este pregătit să se smerească, își recunoaște slăbiciunea, se ridică cu încredere, nu-și pierde speranța, lasă pe Dumnezeu să-l corecteze, să-l schimbe. Ești gata să faci lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm în picioare, frați și surori, să stăm la rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună pentru casele noastre, cu toată libertatea. Dumnezeu este cu noi ca să ne asculte și când noi ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Ne rugăm cu toții Domnului. Vă invit pentru următoarele clipe să rămâneți cu capetele aplecate înaintea Domnului și să continuăm închinarea noastră într-un anumit fel. Vă rog pe toți să aveți capetele aplecate, stați în fața crucii, stați în fața Domnului. Aș vrea să vă spun, aplicația practică, adică să facem ce am auzit, este mai important decât doar să auzim. Dacă în această dimineață sunt aici, asemenea mie,
bărbați care au greșit în relația cu soția sau cu copiii, cu familia lor. Și în această dimineață vor să-i spună Domnului: Doamne, iartă-mă, îmi pare rău de lucrul acesta, o să mă feresc de el ca de foc. Îmi angajez inima să fie la picioarele tale și să-mi conduc familia mai bine, mai responsabil. Dacă aici sunt femei care în calitate de mame, de soții, alături asemenea soției mele, au greșit în viață, au greșit în familie, au greșit față de soț, au greșit față de copii, cu greșeli mai mari, cu greșeli mai mici. Și în dimineața aceasta vor să spună: Doamne, eu știu că pocăința mă apropie de Tine, de aceea Te rog, primește pocăința mea, dar și angajamentul meu să fiu o mamă mai responsabilă și mai atentă, o soție mai grijulie. Rog persoanele acestea înaintea lui Dumnezeu să ridice o mână. Ridicați o mână fără nicio rușine. Noi nu facem concurență cu nimeni și nu ne interesează dacă cineva se uită la noi, pentru că pe Bartimeu, nu faptul că s-a uitat cineva la el l-a ajutat, ci faptul că a venit înaintea lui Isus. Tată care ești în ceruri, aici sunt sfinții Tăi din zona aceasta, care s-au trezit de dimineață ca să vină în templu să se închine înaintea Ta, mulțumindu-Ți pentru darul vieții, pentru binecuvântările vieții, mulțumindu-Ți pentru că i-ai binecuvântat cu familie, copii, tovarăși de viață. Doamne, ne-am ridicat înaintea Ta gândindu-ne la aspectul familiei noastre și nu vrem să fim mândri, că mândria nu ne apropie de Tine. Vrem să ne smerim în fața Ta și să ne recunoaștem greșelile ca soți sau ca soții, ca tați sau mame. Doamne, am greșit de multe ori că suntem imperfecți și din țărână făcuți, dar în dimineața aceasta ne pocăim înaintea Ta, în autoritatea lui Iisus, mă rog, pentru orice bărbat care se simte vinovat înaintea Ta de o greșeală, de un păcat, de o slăbiciune, de o alunecare. Doamne, iartă dacă există pocăință, dacă există mărturisire în Duhul Lui, iartă-L. Iartă orice femeie, orice mamă, de orice slăbiciune, alunecare, păcat sau greșeală, dacă există mărturisirea păcatului în cuget. Doamne, iartă orice copil, orice părinte. În numele lui Iisus dă speranță și încredere că se poate ridica în numele Tău, în baza sângelui lui Iisus, să o ia de la început și să nu rămână în faliment, să nu rămână în praful drumului, pentru că Bartimeu s-a mutat cu locuința din șanțul Ierihonului, Doamne, și a intrat în cetate și a redevenit un om normal și a văzut. Doamne, arată-Ți slava, Te rog, în numele lui Iisus, cu sfinții aceștia în care ai investit, pentru care ai murit la Golgota, în care ai turnat Duhul Tău și în care ai pus legile Tale sfinte. Ridică-i, Doamne, din falimentele lor, din greșelile lor, din alunecările lor, din păcatele lor. Doamne, sfințește-i încă o dată, Te rog, în numele lui Iisus. Dă-le o nouă șansă, o nouă măsură de speranță și de încredere. Doamne, restaurează ceea ce i-au greșit, repară ceea ce i-au stricat, Doamne. Arată-Ți slava și acolo unde este cu neputință, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu puternic. Onorează, Doamne, și cinstește cu prezența Ta. Chemăm numele Tău, Doamne. La cine să ne ducem dacă nu la Dumnezeul nostru? Cine poate să ridice din țărână? Cine poate să vindece? Cine poate să restaureze? Cine mai dă speranță și vedere dacă nu Dumnezeul cerului și al pământului, în fața căruia ne închinăm în această dimineață cu tot poporul? Doamne, fă o lucrare de slavă în mijlocul sfinților. Să nu râdă lumea de noi, Doamne! Ridică-ne, Dumnezeule! Împodobește-ne cu slava Ta! Toarnă peste noi Duhul Tău! Fă din noi niște familii puternice, Doamne! Ajută-ne să luminăm în lumea asta destrăbălată, de homosexuali și de bărbați căsătoriți cu bărbați și de femei căsătorite cu femei! Doamne, ajută-ne să fim niște familii care cinstim numele Tău! Dă-ne copii care să fie o lumină, Doamne, să fie cap, nu coadă. În numele lui Iisus ne rugăm, Tată, toarnă Duhul Tău peste poporul Tău, peste căpeteniile Tale, peste părinți și copii deopotrivă, Doamne. Dumnezeule, suntem înaintea Ta și nu vom pleca până nu ne vei binecuvânta, că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Doamne, binecuvintează-ne cum binecuvintează Dumnezeu, cum binecuvintează Dumnezeu pe poporul Lui, cum binecuvintează Dumnezeu pe copiii Lui. Mulțumim, Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta.
Te adorăm, Doamne! Te onorăm, Doamne! Tu ești fala noastră! Tu ești slava noastră! Tu ești măreția noastră! Tu ești excelența noastră! Tu ești împăratul nostru! Tu ești regele nostru! Tu ești Dumnezeul nostru! Tu ești resursa noastră! Tu ești prietenul nostru, Doamne! Mulțumim că suntem în mâna Ta! Familiile noastre sunt în mâna Ta! Ne vom ridica în numele Tău, Doamne! O vom lua de la început în numele Tău! În numele lui Iisus îți mulțumim! În numele lui Iisus îți mulțumim! Vom merge acasă liniștiți, pentru că ne e viața și casa în mâna Ta, în mâna lui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, în mâna unde există cicatricea cuielor, semnul iubirii, semnul răbdării, semnul restaurării. Doamne, îți mulțumim! Doamne, îți mulțumim că ne odihnim în prezența Ta! Ni se liniștește sufletul, ni se bucură Duhul. Mulțumim că ești cu tații și cu mamele, cu soții și cu soțiile. Mulțumim că copiii noștri au viitor în numele Tău. Și că nu se vor destrăbăla în țara asta destrăbălată și vor rămâne sfinți lângă Tine. Nu i-am crescut pentru diavolul, i-am crescut pentru Tine. Reconfirmăm decizia, reconfirmăm angajamentul. Noi și casele noastre Te vom urma. Rostim cu gura noastră, Doamne, lucrul acesta prin credință. E angajamentul inimii noastre, este angajamentul părinților, este angajamentul sfinților și al bisericii. Lăudat să fie Domnul și toată biserica să spună amin.